Principele Nicolae, nepotul regelui Mihai I, a fost prezent în rândul elevilor la școala gimnazială numărul 5 din Râmnicu-Vâlcea. Principele a inițiat de curând un proiect, Istoria Regalității în Școli, în care merge din clasă în clasă și le prezintă elevilor istoria monarhiei românești. Mă bucur că pot să vă povestesc câte puțin din familia mea. După am înțeles că va fi un mic moment și după putem să povestim mai mult. Sunteți gata să învățați ceva? Da! Acesta a fost așteptat cu entuziasm de către micii elevi, care au organizat și o mică scenetă în care au elaborat o scurtă istorisire a perioadei monarhiei în România. Da, propun să începem de fapt activitatea noastră cu o călătorie în timp în care îi vom redescoperi pe regii și reginele României, care dintr-o educație aleasă, dintr-o capacitate de muncă deosebită, prin relațiile pe care aceștia le-au avut cu marile puteri ale timpului, prin faptele bune pe care le-au făcut și nu în ultimul rând, prin devotamentul și dragostea față de patrie și față de popor, au contribuit la progresul economico-social, politic și cultural al României. De 10 mai 1876, devenită Ziua Regalității, cel care avea să fie numit Arompia României, a intrat în București. A fost proclamat numitor al României în 10 mai 1866. În acea zi a rostit. Ales de către națiune, domn al românilor, ne-am părăsit fără asta la îndoială și patria și familia, pentru a răspunde la chemarea acestui popor care ne-a încredințat destinele sale. De asemenea, a urmat și o sesiune de întrebări și răspunsuri la care prințul le-a oferit detalii din viața sa, dar și a familiei sale. Cât de dor a fost regele Mihai de țară după ce comuniștii l-au obligat fabrice la 30 decembrie 1947, după peste 4 decenii de exil. Cum credeți voi, cum ai simți dacă într-o zi, să zicem mâine, cineva vine și se zice că gata, pleci în țară și nu știi când vii acasă? Cum ai simți? Hai, zi cineva, cum ai simți? Speriat. Și? Da? Singur. Da? Exact. Da? Trădat. Exact. Altcineva? Neliniștit. Exact. Dezamăgit. Altcineva? Cum? Trist. Yes? Da. Altcineva? Alte întrebări? Foarte bine. E foarte bine ce ați spus. Așa a fost și pentru bunicul meu. Ei a fost foarte dor în țară, de poporul, de peisaj, de cultură, de biserică. Cred că, de fapt, a fost un moment foarte, foarte trist pentru el. Dar el a revenit și a ajuns și el acasă. Indiferent ce s-a întâmplat între timp, el a regăsit drumul spre casă. Mai departe, în periplul său la Râmnicu-Vâlcea, prințul a făcut și o vizită de curtoazie la sediul Consiliului Județean pentru a discuta cu președintele Constantin Rădulescu idei de promovare turistică a orașului cu implicarea principelui Nicolae. Noi am vorbit despre ce se poate să fie făcut în acest județ, planul pentru viitor, dezvoltarea județului și ce se poate să fie găsit când e vorba de un produs local. Mă bucur că deja județul a început să dezvolte cum trebuie și începe să fie un reper pentru celelalte județe prin țară și cu siguranță în viitor, din ce am înțeles, o să chiar fi un reper pentru mai multe zone și locuri în România. Domnule președinte, ați putut trage câteva concluzii după această vizită sau este doar una așa în care
puneți un pic lucrurile, începeți să le mișcați, practic. Am fost onorat să primesc această vizită deosebită. Trebuie să vă recunosc că am vorbit foarte mult eu. Mi-am dorit, în primul rând, să fiu o gazdă bună, să prezint județul Vâlcea așa cum trebuie și să explic, practic, de ce spunem noi că Vâlcea este cel mai frumos județ din România, de ce Vâlcea este județul turismului total, de ce merită ca potențialii investitori să vină aici la Vâlcea, unde au deschidere totală din partea autorităților și sper ca și dumneavoastră să reveniți în județul, în județul Vâlcea. Sunt campanii care pot fi făcute împreună, cea cu împăduririle, dar și alte, să le spunem, proiecte viitoare pe care doriți să le desfășurați. A fost o întâlnire foarte bună. Îi mulțumesc lui Victor, lui Vicențiu Mocanu pentru faptul că într-un fel a intermediat această vizită. Dumneavoastră vă mulțumesc din suflet și rog pe bunul Dumnezeu să vă dea sănătate și pe unde mergeți să vorbiți așa cum considerați, dar sper eu frumos despre județul nostru. Mulțumesc mult! Mulțumesc.